Salut, sunt Sifu Bogdan Roșu, antrenorul școlii de dezvoltare personală prin Wing Chun Kung Fu. În caz că nu știai, Wing Chun este stilul făcut faimos de marele Bruce Lee. Asta să răspund la două întrebări. De ce e important să visăm? Nu știu neapărat dacă e important pe cât e de util. Îmi aduc aminte când am terminat facultatea, nu știam în ce direcție să merg cu viața mea. Știam că într-o zi o să am propria mea afacere, știam că o să-mi fac eu programul, nu o să mai aștept un șef care să-mi spună când să mă trezesc dimineața, ce să spun, ce să fac, cum să gândesc, când să vorbesc și când să tac din gură. Știam că voi ajunge să fac lucrurile astea, dar nu știam cum. Și se spune că sunt două tipuri de forțe în viață, una care te împinge și cealaltă care te trage. Ei bine, un vis te trage. Și multe persoane nu își realizează visul și spun, domnule, nu e bine să visezi, lasă prostiile astea, pentru că visul lor nu îi atrage suficient de mult. Pentru mine era o atracție gravitațională spre visul meu. Nu știam, știam că voi ajunge. Știam că voi, orice s-ar întâmpla, va trebui să ajung să fac lucrurile astea, pentru că altfel nu vedeam, nu vedeam absolut alte opțiuni în viața mea. Și mulțumit acestui vis, mulțumit acestei imagini pe care am preluat-o la rândul meu de la alți oameni, pentru că știam că există oameni pe lumea asta care și-au făcut o carieră din pasiunile lor, care ajută alți oameni în mod consistent și într-un mod semnificativ. Știam că se poate și am zis, dacă alții pot, de ce să nu pot să fac și eu? Și acum ajungem la a doua întrebare. La ce realizări am ajuns eu datorită viselor? Am propria mea școală de dezvoltare personală prin Wing Chun Kung Fu. Ajut alți oameni să capete mai multă încredere în sine, să trăiască viața exact așa cum și-au dorit-o, să câștige mai mulți bani, să aibă relații de durată, să se bucure de moment și să intre în contact cu acea putere lăuntrică, adevăratul tău potențial. Ai să-ți dai seama că destinația de fapt nu există. Un vis e o destinație. Dar când ajungi să-ți realizezi visul, îți dai seama că vrei altceva, îți dai seama că poți mai mult, îți dai seama că trebuie să progresezi din ce în ce mai mult. Abia atunci înțelegi faptul că bucuria stă în drum și nu în destinație. Și abia atunci ai să înțelegi faptul că puteai fi fericit chiar din acest moment. Adică poți fi fericit fără visul tău, poți fi fericit pe drum, nu doar când ajungi. Sunt Sifu Bogdan Roșu, sper că ți-a fost util, sper că ți-a fost utile informațiile pe care le-am împărțit cu tine și îți urez mult succes!